toți, prea înalt, prea sfinția voastră, prea sfinți părinți, dragi cetățeni, concetățeni, prieteni, am o deosebită plăcere și mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi la această sărbătoare importantă. Această sărbătoare inaugurată aici, la Parma, de dumneavoastră, aflați la mii de kilometri de lucrurile de baștă, vedește o calitate frumoasă a neamului nostru, calitate care permite să păstrați, să respectați cultul strămoșilor noștri, dragostea față de tradiții, dragostea față de datine. Acestea, ca cel mai viguros liant, ne face să ne simțim un tot întreg, un cuget, un neam. Eu sunt deosebit de onorat ca să mă aflu astăzi, repet încă o dată, alături de dumneavoastră și să vă felicit din suflet cu această sărbătoare importantă. Sper că astăzi să vă las cu gânduri bune și să ne întâlnim și cu alte ocazii. Eu am să-mi permit să fac câteva anunțuri cu permisiunea autorităților acestui local sfânt și să vă spun că cetățenii Republicii Moldova se află în preajma unor evenimente deosebite, de importanță statală. Și dacă ați observat, la intrare în acest local sfânt, este un anunț care vă îndeamnă pe toți la alegerile parlamentare din 28 noiembrie. Eu, în calitatea mea de consul general al Republicii Moldova la Polonia, și colegii mei am făcut tot posibilul să vă creăm condiții pentru a avea posibilitate să vă exprimați votul dumneavoastră pentru evenimentul din 28 noiembrie. Eu vă rog foarte mult, toți concetățenii Republicii Moldova, să vă prezentați la 28 noiembrie la alegerile parlamentare. Pe cine veți alege? Cum gândiți? Aveți posibilitatea să vă informați pe intermediul multor surse de informare, cum ar fi internetul, site-urile Republicii Moldova și așa mai departe. Dar sunt convins că printre dumneavoastră sunt și oameni care reprezintă interesele diferitor formațiuni politice din Republica Moldova. Vă rog foarte mult, dacă aveți posibilitate, să vă consultați cu ei, să discutați și să faceți alegerea bună. Eu vă rog foarte mult, în legătură cu aceea că dumneavoastră sunteți prezenți și datoria morală o faceți față de strămoșii noștri, față de rudele noastre, fiți atât de demn să vă prezentați și pentru a vă face datoria civică față de statul de unde ați venit. Eu vă doresc în continuare o zi frumoasă, sărbători fericite și să ne vedem pe curând.